Poluarea, praful, fumatul activ sau pasiv și nu numai, afectează funcțiile respiratorii. În cazul plămânilor, tratarea și prevenirea bolii se poate face utilizând mijloace naturale care să ne întărească rezistența organismului față de agresiunile factorilor de mediu. Există o mulțime de remedii naturale cu efecte foarte puternice asupra aparatului respirator. În continuare, vei afla câteva remedii pentru bolile de plămâni. Primul se numește elixir pentru afecțiuni bronhopulmonare, tuberculoză, astm provocat de polen. La prepararea acestui elixir, vei avea nevoie de următoarele ingrediente: câte 50 de grame de muguri de pin, muguri de mesteacăn, fructe de măceș și coada șuricelului, o linguriță de pelin, 1,5 litri de apă rece, 150 ml de tinctură de gălbenele, 50 ml de suc de aloie, 250 ml de miere de albine și 30 grame de rădăcină de lemn dulce. Se amestecă mugurii de pin, mugurii de mesteacăn, fructele de măceș, coada șuricelului și pelinul. Peste acest amestec se toarnă cei 1,5 litri de apă rece, apoi se lasă acoperit timp de 2 ore. Se pune pe foc, se aduce la fierbere și se ține pe foc mic pentru încă 2 ore. Vasul se acoperă cu hârtie și cu material călduros, iar conținutul se infuzează timp de 4 ore, apoi se filtrează. În infuzia obținută se adaugă tinctura de gălbenele, sucul de aloie și mierea de albine. Se amestecă foarte bine până când se dizolvă mierea. Preparatul se lasă la întuneric timp de 4 zile. Rețeta se poate completa cu rădăcină de lemn dulce, în cazul în care se iau antibiotice, care afectează ficatul și flora intestinală. În plus, lemnul dulce are proprietăți benefice în terapia sistemului respirator și în curățarea ficatului. Se bea câte o lingură de 3 ori pe zi, înainte de masă, până la terminarea elixirului. Al doilea remediu este un ceai mix de plante. La prepararea lui veți avea nevoie de câte 50 de grame de coada calului, coada șuricelului, trifoi roșu, rostopască și pătlagină, câte 40 de grame de potbal și lumânărică, câte 30 de grame de obligeană și năprasnic. Se pun 2 lingurițe din amestecul de plante la infuzat timp de 10 minute în 250 ml de apă clocotită. Se pune câte o linguriță de bitter suedez în fiecare cană și puțină miere de albine. Se beau câte 3 câni pe zi cu înghițituri mici. Pentru al treilea remediu preparat în condiții casnice, veți avea nevoie de 125 de frunze de pătlagină, 1 kg de morcovi rași, 1 kg de zahăr și 3 litri de apă. Se fierb frunzele de pătlagină și morcovii în apă până când scade la 1 litru de lichid. Se adaugă zahărul și se fierbe din nou până rămân 500 de ml de lichid. Se ia câte o linguriță pe stomacul gol de 2-3 ori pe zi. Cura durează 2 luni și se poate repeta după o pauză de o lună. Următorul remediu este măcerat de arnică. Se pun 50 de grame de flori de arnică la măcerat timp de 8 zile în ulei de măsline. Se ia câte o linguriță de 3 ori pe zi. Alte tratamente la fel de eficiente pe care le puteți folosi sunt tinctura de propolis. Se ia câte 30 de picături de 3 ori pe zi. Polenul. Se iau câte 2 lingurițe pe zi înainte de mese. Sucul de usturoi. Se iau câte 10-20 ml de 2 ori pe zi. Sucul de sfeclă roșie. Se bea câte 1 litru de suc de sfeclă roșie în fiecare zi, îndulcit cu miere de albine. Măceratul de hrean. Se pune 1 kg de rădăcină de hrean la măcerat 8 zile într-1 kg de miere. Se ia câte o linguriță dimineața pe stomacul gol, apoi se bea o cană cu ceai de sunătoare. Dacă v-a plăcut videoul de azi, încurajați-ne cu un like și scrieți în comentarii ce alte remedii ați mai folosit pentru tratarea bolilor pulmonare. Vă doresc o zi cât mai reușită să aveți! Multă sănătate și să țineți doctorul la distanță! Pe curând!